Noul proiect al salarizării pentru medici este iluzoriu, după cum spun chiar cei vizați de această schimbare. Sporul pentru gărzi, pentru desfășurarea activității în trei schimburi sau pentru asigurarea asistenței medicale de urgență, dar și cel pentru 100% pentru activitatea în zilele de repaus sau de sărbători sunt câteva dintre drepturile prevăzute în propunerea de proiect a legii salarizării, pentru care medicii nu își fac prea mari speranțe să se pună în aplicare. Astfel, în unitățile sanitare de asistență socială și de asistență medico-socială, unde există activitate fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în cele trei ture, precum și personalul care lucrează în două ture, în sistem de 12:24, poate primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopții, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture. De asemenea, este prevăzut și un spor de 100% din salariul de bază al funcției îndeplinite pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. Proiectul sună foarte bine, dar medicii spun că încă nu pot fi siguri de această modificare din cauza lipsei de bani.